Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Iacobeni, județul Suceava, a fost resfințită ieri în urma unor lucrări de restaurare interioară și exterioară. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioșii suceveni din Iacobeni au participat ieri la slujba de sfințire a bisericii din localitate. Înalt preasfințitul Părinte Pimen a sfințit exteriorul și pictura bisericii și a târnosit Sfântul Altar. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de 30 de clerici pe un podium amplasat în curtea bisericii și le-a vorbit celor prezenți despre minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos cu fiul văduvei din Nain. Mântuitor a înviat pe un tânăr mort, fiul unei mame văduve. Câtă durere! Durere că era sprijinul moral și material al mamei. Durere că a murit la tinerețe, o durere firească, și lacrimile și plânsul, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt firești, dar să avem credința că vom învia. Și atunci această credință, durerea pentru cei morți, se mai potolește. Lucrările de restaurare a picturii interioare a locașului de cult au fost realizate de părintele slujitor Mihail Iustin Argatu. Unul din cei doi părinți de aici, Părintele Iustin, a fost cel care are și darul acesta al picturii și el a reînnoit personal pictura din biserică, pe lângă celelalte lucrări care s-au făcut împreună cu Părintele Argatu. Momentul de astăzi e un moment deosebit pentru că este momentul care prefigurează sau transpune bucuria de pe muntele Taborului a Mântuitorului cu cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și prin care psalmistul David, în psalmul 69, ne spune ca o poruncă nouă preoților și ca o constatare că ce biserica slavei Mântuitorului Iisus Hristos m-a mistuit sau m-a mâncat. Adică această râvnă a preoției trebuie să o simțim cu adevărat că am împlinit-o în activitatea noastră preoțească. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Iacobeni a fost atestată documentar pentru prima oară în anul 1817.